Lucrări în plină desfășurare pe Walter Mărăcineanu. Noroiul până la gleznă, cel cu care erau obișnuiți locuitorii din acest cartier, va fi de domeniul trecutului. Se decopertează alea Curcubeului, iar ulterior se va introduce rețeaua de alimentare cu gaze, va avea loc amenajarea trotuarelor și apoi asfaltarea. Nu doar alea Curcubeului va fi modernizată și reabilitată, ci mai multe străzi adiacente acesteia. Modernizarea cartierului Walter Mărăcineanu este în plină desfășurare. În prezent se decopertează alea Curcubeului, operațiune ce va fi urmată de introducerea rețelei de alimentare cu gaze, amenajarea trotuarelor, iar apoi asfaltarea. De câteva zile am început să evacuăm pământul să decopertăm. Suntem la nivel de decopertare, după care urmează rețeaua de canalizare, rețeaua de gaze. Totodată s-a făcut un efort destul de mare pentru a aduce și gazele la locatari, urmând să facem infrastructura și asfaltarea și trotuare. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu, ce vizează și reabilitarea străzilor Liniștii, Baladei, Mesteacănului, Stejarului și Cibinului. De gropi, de bălți, când ploua, era pe aici ca un fel de lac de acumulare, dar ne-a mai băgat domnul primar între timp și pietriș, cum am mai băgat și noi pe aici, prin față, pe la noi, fiecare în limita proprietății, dar acum să sperăm că va fi bine și pentru noi și revenim și noi la normal. Era greu cu copilașii, cu școala, plecăm pe jos, ploua, ningea, zăpezi, ploi, gropi, groaznic. Locuitorii acestui cartier sunt mai mult decât încântați de lucrările de reabilitare, astfel încât neplăcerile cauzate de gropile din asfalt, dar și de noroi, vor putea deveni o amintire. Părere foarte bună că tocmai vrem să construim și noi o casă și așteptăm și străzile adiacente. Era nevoie. Da, da. Era nevoie, da. Nu se putea merge pur și simplu pe jos, mai cu mașina și cu mașina în condiții foarte grele. Marius Creciu a fost singurul edil al municipiului din perioada post-decembristă care a acordat atenție maximă și locuitorilor din cartierele mărginașe din orașul nostru, cetățeni care plătesc aceleași taxe ca și restul locuitorilor. În stradă ce are și denumire, pentru că mai sunt străzi care încă nu au denumire, nu au cedat oamenii, dar Cibinului, Stejarului, Baladei, cred că sunt vreo trei străzi, Curcubeului, mă fac în scapă vreuna, din câte avem noi, de 7 străzi vor fi efectiv, vor avea rețeaua de gaze, acolo unde nu-i canalizare vom veni și cu canalizarea și după aceea venim cu asfaltarea. Am vorbit cu constructorul și am promis că până la sfârșitul anului totul va fi gata. După cum lucrează acum, am speranță că se va și ține de cuvânt. La finalul lucrărilor, locuitorii din această zonă vor beneficia de toate utilitățile și facilitățile urbanistice de care este nevoie într-un oraș modern.